Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru această zi de sărbătoare, de Rusalii, de pogorâre a Duhului Sfânt, să citim din nou cuvântul așa cum este scris în Fapte, capitolul 2, primele 4 versete, Fapte 2, de la versetul 1 la 4, și apoi citesc din Judecători, capitolul 13, versetele 24 și 25, Judecători 13, 24, 25. Începem citirea în Fapte. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahanedan, între Țoreia și Eștaol. Amin. Este zi de sărbătoare. Este zi în care ne reamintim istoric un fapt glorios care s-a petrecut la sărbătoarea cincizecimii, sărbătoare iudaică, care în tradiția iudaică însemnează sărbătoarea dării legii lui Moise de pe muntele Sinai. Este la 50 de zile după Paște, de aceea spune sărbătoarea cincizecimii, a 50-a zi. Sărbătoarea Duhului Sfânt, pe de altă parte, este o sărbătoare căreia în teologia creștină i s-a făcut multă nedreptate. Măcar că mulți și probabil toate tradițiile creștine vorbesc despre Duhul Sfânt, nu întotdeauna despre această lucrare glorioasă se vorbește adevărul așa cum este scris el în paginile Sfintelor Scripturi. În dimineața aceasta de sărbătoare eu voi avea un mesaj practic pentru dumneavoastră, însă introductiv aș vrea să menționez lucruri pe care le știți, dar care mă gândesc că se vor prinde mai bine în mintea și în inima noastră, inclusiv a celor ce ne ascultă. Când Duhul Sfânt s-a coborât, când apostolii au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și apoi când ne uităm în Cartea Faptelor Apostolilor și în 1 Corinteni, capitolul 12 și 14, rezultatul acestui contact a Duhului Sfânt cu credinciosul, cu Duhului, cu sufletul lui, cu trupul lui, este și a fost vorbirea în altă limbă. Este una dintre darurile Duhului Sfânt, vorbirea în altă limbă, care este cel mai controversat dar. Pentru că nu este înțeles. Și de aceea, pentru că suntem la sărbătoarea Rusaliilor, dați-mi voie, deci, introductiv în mesajul meu, să vă fac de cunoscut și să vă aduc aminte celor ce cunoașteți. În paginile Sfintelor Scripturi, vorbirea în altă limbă are trei dimensiuni distincte. Faptul că nu este înțeleasă în aceste trei dimensiuni distincte, de aceea se fac greșeli fundamentale legate de acest dar. Primul aspect al vorbirii în alte limbi, ca rezultat al pogorârii Duhului Sfânt peste credincios, este vorbirea în altă limbă ca semn a botezului cu Duhul Sfânt, semn distinct al botezului cu Duhul Sfânt. În pasajul pe care l-am auzit, sună așa, și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Inițiativa o are Duhul Sfânt, iar conținutul acestei vorbiri în altă limbă este
o laudă la adresa lui Dumnezeu, o înălțare a numelui lui Dumnezeu. Deci, încă o dată, inițiativa o are Duhul Sfânt ca să vorbească, conținutul este laudă la adresa lui Dumnezeu, este o înălțare a numelui lui Dumnezeu. Și această vorbire în altă limbă, deci are loc în momentul botezului cu Duhul Sfânt și poate să fie urmată pe tot timpul vieții credinciosului în cuvintele pe care le-a primit atunci când a fost botezat cu Duhul Sfânt. Apoi, vorbirea în altă limbă, în paginile Sfintelor Scripturi, este rezultat al unui dar special din partea Duhului Sfânt. Deci când Domnul te botează cu Duhul Sfânt, nu-ți dă un dar al vorbirii în alte limbi, ci semnul că te-a botezat cu Duhul Sfânt. Deci vorbirea la botez este un semn. Semnul că m-a botezat sau te-a botezat cu Duhul Sfânt este vorbire în altă limbă. Însă Duhul Sfânt are a doua dimensiune în vorbirea în alte limbi și este darul Duhului Sfânt. Așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 10, spune: altuia felurite limbi. Acesta este un dar. Care este diferența între semn și dar? Diferența este mare. Semnul este rezultat al botezului cu Duhul Sfânt. Conținutul este laudă la adresa lui Dumnezeu, mărirea lui Dumnezeu. Inițiativa are Duhul Sfânt. Darul Duhului Sfânt, pe de altă parte, are, al vorbirii în altă limbă, are o dimensiune profetică. Pentru că cel ce are darul vorbirii în alte limbi, prin vorbirea aceasta în altă limbă, se revelează tainele lui Dumnezeu către tine, către mine. Se revelează tainele lui Dumnezeu. Și ați văzut, în frații care ne-au vizitat din Hunedoara, este acest dar binecuvântat care lucrează al vorbirii în altă limbă și al tălmăcirii limbilor. Deci are valoare profetică. Inițiativa o are Duhul Sfânt și cel ce vorbește în altă limbă ca dar, în vorbirea lui are o descoperire dumnezeiască. Dar acest dar profetic, frați și surori, doamnelor și domnilor, este reglementat în paginile Sfintelor Scripturi. Despre acest dar spune Apostolul Pavel când zice: dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Și atunci s-au ridicat frați și surori, păstori penticostali, păstori din denominații evanghelice, mai ales în România, sub presiunea dictaturii comuniste și mai ales datorită unei teologii deficiente, s-au ridicat oameni și au spus: vorbirea în altă limbă este interzisă în biserică, să nu se vorbească în alte limbi în biserică. Ceea ce este reglementat de Duhul Domnului, frașesuror, doamnelor și domnilor, este vorbirea în altă limbă ca dar a Duhului Sfânt. De ce? Dacă ai darul vorbirii în alte limbi, spune Apostolul Pavel, și îl folosești în biserică, nu uita, darul este o descoperire dumnezească, dar fiind descoperirea într-o limbă străină, degeaba vorbești în biserică, că biserica nu te înțelege. Și atunci Apostolul Pavel spune: dacă nu ai și darul tălmăcirii, nu-l folosi în biserică. Sau, dacă este cineva lângă tine care are darul tălmăcirii, atunci folosește-ți darul. M-ați înțeles? Este singurul aspect care este reglementat. Deci Dumnezeu nu interzice păstori din alte denominații, păstori penticostali care nu-și cunosc doctrina. Când vă spun că în biserică nu-i voie să te rogi în altă limbă, vorbesc, probabil, să nu spun din ce carte, dar nu vorbesc din Biblie. Darul este reglementat. Dacă nu și traduci descoperirea, spune păstorul Pavel, nu-l folosi. Dar dacă este cine să tălmăcească, dă-i drumul la dar. Și apoi este cea de-a treia dimensiune a vorbirii în alte limbi în Biblie, pe care foarte puțini o cunosc, foarte puțini. Și anume este vorbirea în altă limbă ca rugăciune prin Duhul Sfânt. Și nu trebuie confundată vorbirea în altă limbă ca semn a botezului cu Duhul Sfânt, vorbirea în altă limbă ca dar a Duhului Sfânt, cu vorbirea în altă limbă ca rugăciune prin Duhul Sfânt. Care este
Conținutul vorbirii în altă limbă ca rugăciune prin Duhul Sfânt, conținutul este o mijlocire între tine și Dumnezeu. O mijlocire prin Duhul Domnului. O intervenție pentru cineva. Este o binecuvântare pentru biserică pe care diavolul o urăște așa de mult, de aceea a stropit și a mânjit atât de mult, a întinat așa de mult vorbirea în altă limbă, pentru că și credincioșii noștri de multe ori sunt confuși și nu știu ce cred și este trist lucrul acesta. Dar la vorbirea în altă limbă, frați și surori, domnilor și domnilor, ca și rugăciune prin Duhul Sfânt, inițiativa pentru vorbire în altă limbă nu o are Duhul Sfânt. Și aici nu înțeleg foarte mult ce însemnează aceasta. Inițiativa nu o are Duhul Sfânt, inițiativa o are credinciosul. Uitați ce spune Apostolul Pavel. De aceea cine vorbește în altă limbă să se roage, să aibă și darul să o tălmăcească. Și acum spune, suntem în 1 Corinteni 14 cu 14 și 15. Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Deci nu trebuie mă gândesc ce cuvinte să spun, asta vrea să spună Pavel. Și apoi versetul 15. Ce este de făcut atunci? Ia uitați-vă. Mă voi ruga cu Duhul, eu mă rog. Nu Duhul se roagă cu mine. Eu mă rog cu Duhul. Inițiativa este a mea. Și mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, cântare prin Duhul Sfânt. Inițiativa este a mea. Voi cânta cu mintea. Care este conținutul acestei rugăciuni în altă limbă? Cum am spus, este o mijlocire pentru nevoia ta, pentru nevoile bisericii, pentru nevoile fraților. Și diavolul vrea să împiedice lucrul acesta. Mulți se sperie când spun aceasta. Diavolul este un prost. Dar în același timp el se folosește de prostia lui ca să-i prostească pe credincioși și să tulbure biserica și să închidă posibilitatea aceasta de a avea harul ca să se roage în altă limbă. Dar el vrea să împiedice vorbirea în altă limbă pentru că, știți ce? Când mijlocești prin Duhul Sfânt, rugăciunea prin Duhul Sfânt, diavolul nu pricepe ce spui și asta îl necăjește de moarte. Uitați ce spune Sfânta Scriptură. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, citiți 1 Corinteni 14 cu 2, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, pentru că mijlocești, căci nimeni nu-l înțelege, nimeni, diavolul nu înțelege. Cu Duhul el spune taine. Și de aceea zice, Dumnezeu, cum să-l împiedic să nu se roage în altă limbă? Cum să fac? Pentru că vreau să știu ce se roagă ca să pot să împiedic rugăciunea, să pot să împiedic binecuvântarea, să pot să împiedic intervenția lui Dumnezeu. Puneți la minte aceste lucruri și rugați-vă Domnului să vă puteți ruga prin Duhul Sfânt. Pentru că este o cerință biblică. Efeseni 6 cu 18 spune, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Iuda 20, dar voi preiubiților, zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, pentru că voi trebuie să vă rugați, eu trebuie să mă rog. Inițiativa trebuie să o avem noi, cei care suntem botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și încă o dată, este o rugăciune extraordinară, pentru că mijlocești fără să poți să fii împiedicat în lucru pentru care mijlocești. Și de aceea diavolul este tulburat în această privință. Și cu această introducere, haideți să ne întoarcem la textul din Judecători și mesajul meu de Rusalei se va intitula Duhul Sfânt prin modelul Samson. Duhul Sfânt prin modelul Samson. Samson a fost unul din judecătorii care au slujit în Israel. A fost un nazireu, un copil, un bărbat născut prin făgăduință, prin promisiune divină și a fost un nazireu, adică un om pus deoparte doar pentru Domnul. Da, Samson a falimentat amarnic în umblarea lui cu Dumnezeu și a revenit în ultimul timp și în ultimul aspect al vieții lui pământești, atunci când în templul lui Dagon s-a rugat Domnului și Domnul i-a primit rugăciunea. Și templul acela imens, care numai pe acoperiș avea 3.000 de închinători păgâni, când
Samson a împins cei doi stâlpi pe care se sprijinea coloana principală a acestui templu. Templul acesta s-a prăbușit. Pietrele acele imense care formau templul, vorbim de zeci de mii de tone, au căzut. Un om simplu nu putea să facă lucrul acesta, numai un om ca și Samson, care a fost folosit de Domnul prin puterea Duhului Sfânt. Samson este un prototip al Domnului Iisus Hristos. Numele lui Samson însemnează fiul soarelui, fiul luminii. Iisus Hristos este soarele care răsare din înălțim, soarele îndeprinirii. El este fiul luminii. Și Samson, prin faptul că și-a revenit din căderea lui, este un prototip și pentru noi. Și noi avem falimentele noastre, avem alunecările noastre, dar dacă ne revenim din căderea noastră, din păcatele noastre, din ambițiile noastre, Duhul Sfânt al Dumnezeu ne poate ajuta, sângele Domnului Iisus ne curățește și Duhul Sfânt ne poate ajuta să ne îndreptăm viața și să slujim pe Domnul. Dovada că Samson este un om al lui Dumnezeu care a murit în credință, pentru că și în această direcție a lui sunt unii care spun Samson și-a pierdut mântuirea. Nu, Samson nu și-a pierdut mântuirea, și-a recăpătat-o, a avut momentul lui de retrezire, cum am spus, judecător 16 spune lucrul acesta, dar dacă vă uitați în Cartea Evreilor, unde este înșirată lista eroilor credinței la care să ne uităm, zice, și nu mi-ar mai ajunge vremea să vorbesc despre Samson, David, este pus alături de el, Ieftaie, Samuel, Daniel. Duhul Sfânt prin modelul Samson. Dacă vă uitați cu mine în Cartea Domnului, pentru că Samson este un personaj aparte în Vechiul Testament, care a fost folosit de Domnul cu puterea Duhului Sfânt într-o manieră aparte, Samson este un model pentru noi în ceea ce trebuie să fie lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. În timpul lui Samson și în tot timpul Vechiului Testament, Duhul Sfânt nu a lucrat cum lucrează acum. Ați auzit la timpul de rugăciune menționându-se din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, la ora actuală, Duhul Sfânt este în noi și cu noi. În noi și cu noi. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt se cobora peste profet și după ce profetul își rostea profeția, Duhul Sfânt pleca de la el. Deci nu rămânea în profet, nu rămânea peste profet. Numai venea și pleca, venea și pleca. Dar acum Duhul Sfânt și-a făcut locuință în noi, de aceea suntem și templu al Duhului Sfânt. În cazul lui Samson, sunt 5 instanțe distincte în care Duhul Sfânt a venit peste Samson. 5. Ne vom uita la ele pe scurt, în timpul care l-avem la dispoziție. Și în aceste 5 instanțe distincte pe care Samson le are la întâlnirea cu Duhul Sfânt, despre care vorbește Biblia, în ele ne putem regăsi pe noi, pentru că ele sunt o ilustrare profetică, o umbră a bunurilor viitoare, ceea ce urmează să fie lucrarea Duhului Sfânt în viața unui om ca tine și ca mine. Și haideți să ne uităm de la început. În primul rând, Duhul Domnului la Mahane Dan. Duhul Domnului la Mahane Dan. Judecător 13:25. Este prima instanță în care Samson are contact cu Duhul Domnului. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan, între Țoreia și Eștaol. Nu este la întâmplare că aici începe Duhul Sfânt să-l miște. La Mahane Dan. Mahane Dan în limba ebraică însemnează, frați și surori, doamnelor și domnilor, câmpiile lui Dan, ținuturile lui Dan, tabăra lui Dan. Câmpii, ținuturi, tabără. Dar Dan în limba ebraică însemnează judecată. Și când Duhul Sfânt îl mișcă pe Samson pentru prima dată în Mahane Dan, însemnează că Duhul Sfânt când vine și te mișcă pe tine, când te cercetează pe tine, când a venit în viața ta și când a venit în viața mea, primul lucru pe care îl așteaptă de la noi este să ne judecăm. Pentru că Dan însemnează judecată.
Profetul Isaia spunea acele cuvinte glorioase din partea lui Dumnezeu și ele sunt valabile și astăzi, în primul rând pentru mine care predic Evanghelia, pentru casa mea, sunt valabile pentru fiecare dintre noi. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului. Apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cărămiziul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Veți căpăta binecuvântarea lui Dumnezeu. Prima dată când Duhul Domnului îl mișcă la Mahane Dan, în tabăra lui Dan, însemnează că tot ținutul lui Dan trebuiește cercetat, trebuiește judecat. Și Duhul Domnului, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu ne-a fost dat ca noi să ne mândrim cu El și să spunem eu am Duhul Sfânt. Ci Duhul Sfânt ne-a fost dat prin botez și am fost umplut cu Duhul Sfânt, ca Duhul Sfânt să poată să spună, mă are Duhul Sfânt pe mine de aici încolo. Nu tu l-ai pe El, El te are pe tine. El mă are pe mine. Și dacă nu mă are încă în totalitate, prima lucrare pe care Duhul Sfânt mi-o cere și mi-o cere fiecăruia, de la cel ce vestește Evanghelia, de la profetul care se ridică și vorbește în numele Lui și până la tine care stai pe bancă și asculți Evanghelia, primul lucru pe care Duhul Sfânt îl așteaptă este să te cercetezi, să te judeci. Și pentru că dacă ne cercetăm și ne judecăm, și descoperim lucruri care nu sunt în conformitate cu cuvântul Domnului în viața noastră, vestea bună este că încă în viață fiind, Dumnezeu se îndură de noi, ne curățește, ne spală, ne înnoiește și ne promite și binecuvântare, pentru că zice, de veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Nu este vorba neapărat numai de hrana fizică, ci este vorba de binecuvântările care vin prin Duhul Sfânt. Cele mai bune roade. Deci, Mahane Dan este locul judecării personale. Apoi, al doilea loc unde Duhul Sfânt îl coboară peste Samson este Duhul Sfânt la Timna. Deci, prima dată este la Mahane Dan. Duhul Sfânt la Timna. Suntem în Judecător 14 cu versetele 5 și 6. Samson s-a pogorât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr, mugind. Duhul Domnului a venit peste Samson. Și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. Este a doua cercetare pe care Duhul Domnului o face lui Samson. Și este foarte interesant locul unde se întâmplă această cercetare. Este la Timna. Este la Timna. Din nou, după semnificația în limba ebraică a cuvântului, Timna însemnează piedică. Însemnează locul unde se oprește binecuvântarea. Și aici s-a coborât Duhul Sfânt peste el. Cine oprește binecuvântarea? Cine pune piedică? Cine? Leul. Leul. Și aici s-a întâlnit Samson cu leu. Atunci s-a coborât Duhul Sfânt peste el. Pentru că diavolul, și permiteți-mi o paranteză, el se prezintă la noi, chiar spune Sfântul Apostol Petru, 1 Petru 5 cu 7, cu 8. Și diavolul ca un leu răgnește și caută pe cine să înghită. Dar vreau să vă spun un adevăr. Diavolul nu este un leu. E un șobolan cu amplificare. Un maimuțoi care vrea să imite toate lucrurile.
Singurul leu este Iisus Hristos, leul din Iuda. Dar el se eschivează, se îmbracă ca un leu, ca să mă intimideze, să te intimideze. Scopul? Vine la Timna să oprească binecuvântarea. Să oprească binecuvântarea. De aceea, când Duhul Sfânt vorbește despre Samson, în cercetarea Duhului pe care o face, Samson nu s-a judecat bine și Samson și-a văzut mai departe de drum. De data aceasta Dumnezeu coboară Duhul Sfânt peste el la Timna și îi aduce aminte, pentru că el știa unde se află. Este locul unde ți se oprește binecuvântarea. Și dacă vrei să rămâi sub binecuvântarea lui Dumnezeu, ferește-te de leu, ferește-te de diavolul, ferește-te de locuri unde ți se întind curse, ferește-te de femeia străină, ferește-te de bărbatul străin, ferește-te de lucrurile care, în loc să aducă binecuvântare peste tine, îți aduc întristare. Credeți că istoria biblică, în cazul de față, istoria vieții lui Samson, este scrisă așa la întâmplare? Nu! Pentru că în ea este oglinda vieții unui copil al lui Dumnezeu, a vieții unui credincios. Pe urmele noastre ale fiecăruia este cineva, este un imitator de diavol, de leu, este satana, sunt demonii lui, îngerii lui, care se luptă pe viață și pe moarte ca să te oprească pe tine să primești binecuvântări, să oprească casa ta să fie binecuvântată, să oprească viața ta să fie binecuvântată. Să oprească biserica să fie binecuvântată. Nu vedeți dumneavoastră în aceste vremuri din urmă? Două lupte mari se dau. Trei, dacă vreți. Una este individuală, cu fiecare dintre noi, pentru ca să ne pierdem mântuirea, să ne pierdem binecuvântările. Una este în familie, o luptă aprigă împotriva familiei, să ne pierdem pacea, să ne pierdem binecuvântările din familie. Și o luptă este împotriva bisericii. Atâtea dezbinări câte se întâmplă în aceste zile nu au fost niciodată în istoria bisericii. Diavolul știe că mai are puțină vreme, știe că are un timp foarte, foarte, foarte limitat și de aceea caută cu orice preț pentru ca să dezbine pe frați, să dezbine pe surori, să dezbine biserice, să îi împartă pe oameni pe tot felul de lucruri mărunte și mărunțișuri, numai pe învățătură biblică, nu. Lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare care aduce binecuvântare, nu care împiedică binecuvântarea. De aceea ne trebuie trezire și trebuie să-L ascultăm pe Domnul. Apoi, în al treilea rând, al treilea loc unde Duhul Domnului se coboară peste Samson este la Ascalon. Uitați-vă în cuvântul Domnului la Judecători 14 cu 19. Duhul Domnului a venit peste el și s-a pogorât la Ascalon. Acolo a ucis 30 de oameni, le-a luat hainele și a dat hainele de schimb celor ce dezlegaseră ghicitoarea. Era aprins de mânie și s-a suit la casa tatălui său. Ascalon. Acolo s-a coborât Duhul Sfânt peste el din nou. În limba ebraică, Ascalon însemnează locul unde se măsoară, locul unde se face business. Și este o latură în viața credinciosului, latura vieții de fiecare zi, latura business-ului în care oamenii se pot compromite foarte ușor. Și aici Duhul Domnului vine ca să delumineze, să fim corecți. Să fim oameni care să nu ne compromitem. Să lucrăm cu Domnul și ca pentru Domnul. Fii corect în pâine, fii corect în zeciuială. Fii corect în dărnicie, fii corect în binefacere. Nu confunda binefacerea, nu confunda milostenia, nu confunda facerea de bine cu zeciuiala. Zeciuiala este la casa Domnului, punct. Milostenia, facerea de bine, ajutorările se fac în afara casei Domnului. Acolo nu trebuie să știe dreapta ce face stânga, dar la zeciuială, de aceea se zice zeciuială, că să știe, este a zecea parte. Aia trebuie să știe. Cuvântul Domnului spune, Duhul Domnului lucrează în viața noastră ca să fim corecți, cum măsurăm toate lucrurile. Pentru că Ascalon este locul unde se măsoară.
Businessul tău și businessul meu, indiferent care este, trebuie să fie curat. Și cu mine și cu tine, când Dumnezeu se uită la noi, în casele noastre și la afacerile noastre, la trăirea noastră, Dumnezeu trebuie să vadă standard creștin. Trebuie să vadă caracter. Trebuie să vadă caracter. Samson este un prototip, un om care ne vorbește în această privință a caracterului, a business-ului, a vieții corecte în afacerile noastre. Și un om cu Duhul Sfânt în el, un om care a devenit templul Duhului Sfânt, nu poate să fie un om compromis. 4. Judecători 15:14 este Duhul Sfânt la Lehi. Duhul Sfânt la Lehi. Judecători 15:14. Când au ajuns la Lehi, filistenii au început să strige de bucurie înaintea lui. Uitați-vă, atunci Duhul Domnului a venit peste el. Funiile pe care le avea la brațe s-au făcut ca niște fire de inars în foc și legăturile i-au căzut de pe mâini. El a găsit o falcă de măgar neuscată încă, a întins mâna și a luat-o și a ucis cu ea 1000 de oameni. Și Samson a zis, cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi. Cu o falcă de măgar am ucis 1000 de oameni. Este a patra intervenție a Duhului Sfânt în viața lui Samson. Este momentul Lehi. Ce însemnează aceasta? Ascultați cu atenție. Un om care este uns de Domnul cu Duhul Sfânt trebuie să știe, ca și Samson, că este un preț care se plătește pentru ungerea cu Duhul Sfânt. Este un preț. Uitați care este prețul. Versetul 11 din Judecători 15. Atunci 3000 de bărbați din Iuda s-au pogorât la crăpătura stâncii Etam și au zis lui Samson, nu știi că filistenii stăpâneți peste noi? Și Samson a vrut să-i elibereze, nu? Ce ne-ai făcut deci? Ei vreau să rămână robi mai departe. El a răspuns, le-am făcut așa cum mi-au făcut și ei mie. Ei au zis, noi ne-am pogorât să te legăm, ca să te dăm în mâinile lor. Prețul ungerii cu Duhul Sfânt, fie că ești proroc, fie că ești păstor, fie că ești predicator, fie că ai o voce de aur și faci lucrul lui Dumnezeu, fie că ești businessman, prețul ungerii cu Duhul Sfânt este acesta. Oamenii te vor lega. Este un preț pe care îl plătești. Nu să te lege ca pe Samson cu funii, dar te leagă cu minciuni pe internet, te leagă cu acuzații nedrepte la adresa ta și a familiei tale, a caracterului tău, te leagă cu tot felul de lucruri pentru că vor să te întineze, pentru ca Domnul să nu poată să te folosească și făcând lucrul acesta, întinându-te, te dă în mâinile vrăjmașilor, cum au făcut cu Samson, în mâinile filistenilor. Pentru că odată întinat, oamenii care aud Evanghelia prin tine, oamenii care aud rugăciunea de la tine sau cântarea de la tine, imediat își pun întrebarea. Păi, dar de ce să ascult de la un om din acesta, de la o persoană din aceasta, de la o ființă de aceasta, că face ca și mine? Se poartă ca și mine. Când am trecut prin încercările prin care am trecut biserica, aproximativ un an, am primit un e-mail foarte interesant. Și în acest e-mail scria următorul lucru. Frate Gog, vreau să vă întreb foarte direct. Este drept că sunteți un om de nimic
Este drept că sunteți un hoț și ați furat biserica? Este drept că sunteți un mincinos și tot ce ați făcut până acum este o minciună? Eu m-am pocăit la predicile pe care le-am ascultat pe internet de la dumneavoastră. Și acum când văd ce este pe internet despre dumneavoastră, mă întreb, am trăit o minciună? Este un preț când Domnul te folosește. Este un preț. Da, sunt oameni care te iubesc, sunt oameni care mă iubesc, sunt oameni care te ajută, stau lângă tine și nu te lasă, indiferent ce se întâmplă. Dar mai sunt un soi de oameni și printre noi, printre frați, care se laudă că au pe Duhul Domnului, ei l-au pe Duhul Domnului, mă, Duhul Domnului nu-i are pe ei, și care știu toate lucrurile din sursă sigură. Și pentru că au o sursă sigură, și sursa sigură sunt fără de legile și minciunile și bârfele pe care le născocesc și le construiesc, pentru că sunt toate lucrurile din sursă sigură, nu pot să vadă că sunt o unealtă în mâna celui rău pentru nimicirea lucrării lui Dumnezeu. Da, ungerea sfântă te costă. Am venit să te vindem la vrăjmaș. Am venit să te împiedicăm. Iisus Hristos a spus principiul acesta. A zis, voi bate păstorul și ce se întâmplă cu turma? Să risipești. Pentru că dacă ai lovit în lider, în cel ce dă hrană, în cel ce binecuvintează, în cel ce este unealtă lui Dumnezeu pentru ridicarea poporului, sigur că i-ai împrăștea pe ceilalți, pentru că oamenii intră în decepție, intră în dezamăgire, intră în depresie, intră în neîncredere, turma se risipește. Cine a câștigat? Diavolul. Este un preț. Și apoi în al cincilea rând și în ultimul rând. Este Samson în Gaza. Samson în Gaza. Este în templul lui Dagon. Pasajul acesta nu mai spune că Duhul Domnului s-a coborât peste el, dar implicit spune lucrul acesta. Judecător 16, de la versetul 27. Casa era plină de bărbați și de femei, adică templu, templul lui Dagon. Toți domnitorii filistenilor erau acolo, 5 la număr, și pe acoperiș erau aproape 3.000 de inși, bărbați și femei, care priveau la Samson cum juca. Și aici este cheia. Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, aici este momentul pocăinței lui, poate-ți vorbește ție, mie. Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog, iată că se roagă de milă. Dumnezeule, dă-mi putere, asta este Duhul Domnului. Numai de data aceasta este momentul redresării spirituale și cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ochii mei. Și Samson a îmbrățișat amândoi stâlpii de la mijloc pe care se sprijinea casa și s-a rezemat de ei, unul era la dreapta și altul la stânga. Samson a zis, să mor împreună cu filistenii. S-a plecat cu toată puterea și casa a căzut peste domnitori și peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulți decât cei pe care i-au omorât în timpul vieții. Ce însemnează aceasta? Ce este această a cincea manifestare a Duhului Sfânt peste Samson? Dacă în cea de-a patra am văzut prețul ungerii cu Duhul Sfânt, vei fi lovit, voi fi lovit, vom fi loviți, vom fi acuzați pe nedrept, vom fi vânduți pe internet și pe toate căile la cei răi ca să-și bată joc de lucrarea Domnului. În cea de-a cincea manifestare a Duhului Sfânt este gloria Duhului Sfânt, gloria supremă. Și gloria supremă a Duhului Sfânt în viața noastră este atunci când accepți să plătești prețul maxim. În cazul de față este viața. Să plătești prețul maxim. Cu aceasta avem toți probleme.
să plătim prețul maxim. Pentru că ne este greu să renunțăm la mândria noastră. Ne este greu să renunțăm la ambițiile noastre. Ne este greu să renunțăm la ce am știut acum când descoperim adevărul și știm ce trebuie. Ne este greu. Însă o adevărată lucrare a Duhului Sfânt în viața mea și în viața ta este una care împlinește perfect cuvintele lui Iisus Hristos. Dacă voiește cineva să mă urmeze, mai departe, spuneți. Asta este prețul maxim. Să se lepede de sine. Asta este prețul maxim. Câte vreme nu mă pot lepăda de mine, nu te poți lepăda de tine, atâta vreme Duhul Sfânt este împiedicat să lucreze. Samson a acceptat să plătească un preț maxim. A zis, și dacă mor pentru Dumnezeu, dar numele Domnului este răzbunat. Și atunci Duhul Sfânt s-a rugat, dă-mi putere, a zis. Puterea să fie de 10 ori Arnold Schwarzenegger, că tot nu mișca niciun stâlp, nicio cărămidă. O casă de 10.000 de tone, un templu imens pe care stau 3.000 de oameni, 10.000 de tone, nu le poate împinge nimeni. Numai Duhul Sfânt le-a putut împinge. Și când Duhul Sfânt s-a coborât peste Samson și a început să împingă de stâlpi aceștia pe care se era suspendată clădirea aceasta, totul s-a prăbușit. Și el a murit în cazul acela. Și atunci, frați și surori și doamnelor și domnilor, în concluzie, modelul Samson al lucrării Duhului Sfânt este un model care trebuie să se vadă în noi. Trebuie să se vadă în noi. Trebuie să ne judecăm bine la Mahane Dan. Trebuie să luptăm cu diavolul la Timna, care vrea să oprească binecuvântarea. Trebuie să ne vedem bine business-urile la Ascalon. Trebuie să ne vedem că nu aduce numai laudă, numai bucurie lucrarea Duhului Sfânt. Este un preț pe care îl plătești, vei fi stropit, vei fi legat, vei fi acuzat. Și apoi, în al cincilea rând, este o glorie supremă. Gloria supremă este lepădarea de sine. Uitați ce se întâmplă cu Samson și ce trebuie să se întâmple cu noi. După ce la Lehi, acolo unde a trebuit să plătească prețul, l-au legat confrații lui, citesc din nou, atunci 3.000 de bărbați din Iuda s-au coborât la crăpătura stâncii, stâncie Tam, și au zis lui Samson, noi ne-am pogorât să te legăm ca să te dăm în mâinile filistenilor. Asta vrem să facem. Și Samson, în circumstanța aceea, Duhul Domnului s-a coborât peste el și Duhul Domnului i-a arătat o falcă de măgar, un craniu. Și încă după limbajul ebraic, neuscată bine încă, mai era ceva piele pe ea. Și o armată de filisteni s-au războit cu el. Dar era apărat în spate de crăpătura stâncii, pentru că stătea în stâncă, și cum venea câte un filistean, Tudor, vină puțin. Nu, că el nu-i filistean, nu. E nepotul meu, nu. Eu cred că, mai las-te că ești tu, mai înalt, las-te mai jos un pic așa. Cred că îl lua Samson cam așa. Uh-huh. Și lua falca și... Good. 1.000 de oameni. Mă uitați ce se întâmplă. După biruință mare, Samson a intrat în criză. Și așa se întâmplă cu oricine. Poți să fii plin de Duhul Sfânt fără măsură. Indiferent cât de plin ești de Duhul Domnului, oricine să se aștepte că intră în criză. Oricine. Oricine. Dar este ieșire din criză. După ce a isprăvit de vorbit, a aruncat falca din mână. Și locul acela s-a numit Ramat Lehi, aruncarea fălcii. N-auziți acum? Fiindu-i foarte sete, pentru că să îi cauți de păduc pe 1.000 de filisteeni, a strigat către Domnul și a zis, tu ai îngăduit prin mâna robului tău această mare izbăvire și acum să mor de sete și să cad în mâinile celor netăiați împrejur?
Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii din Lehi și a ieșit apă din ea. Samson a băut și Duhul i s-a întremat și i s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela En Hakore, izvorul celui ce strigă, este și astăzi la Lehi. O să vă spun ce scrie în ebraică. A intrat în criză. Criza a fost una de sete. Și setea aceasta l-a făcut să intre în neputință. Și a zis, ce mă fac? Mi-ai dat biruință, am omorât 1000 de filisteni și mor de sete. Pentru că așa intrăm noi repede în panică. În limba ebraică, ceea ce spune că Dumnezeu a despicat crăpătura stâncii din Lehi, în limba ebraică scrie următorul lucru. Dumnezeu i-a arătat locul unde a căzut falca și de acolo a ieșit apă. Deci așa scrie în ebraică. Domnul i-a arătat locul unde a căzut falca, că el a aruncat-o, și de acolo a ieșit apă. Ce vreau să vă spun, ce spune aceasta? Un om folosit de Domnul ca Samson, plin de Duhul Domnului, intră în criză. Samson a avut o mare biruință cu o falcă de măgar. Duhul Domnului s-a coborât peste el. Dar Samson a făcut o greșeală. Greșeala a fost că a aruncat falca. Și Dumnezeu l-a făcut să se umilească din nou și un lucru care era o greață pentru un evreu, o falcă de măgar. I-a zis, uite-te acolo unde ai aruncat falca, nu vezi, acolo este apă. Nu du-te și bea de acolo. Înțelesul este următorul. Lucrurile prin care suntem binecuvântați, noi pe acele le aruncăm. Uităm că Dumnezeu ne binecuvintează prin rugăciune, uităm rugăciunea. Uităm că ne binecuvintează prin fidelitate, uităm fidelitatea. Uităm că Dumnezeu ne binecuvintează prin credincioșie, uităm credincioșia. Uităm că Dumnezeu ne binecuvintează prin statornicie, uităm statornicia. Le aruncăm ca pe o falcă de măgar. Și atunci Dumnezeu trebuie să vină și să zică, Lazar, întorci-te înapoi acolo. Eu prin aia te-am binecuvântat. Pune-te din nou pe genunchi. Cântă din nou Domnului. Fă din nou lucrarea pe care ai avut-o de făcut. Nu arunca falca, păstrează-o, că este binecuvântarea ta. Nu este atractiv, nu arată bine să pui timpul tău deoparte și să folosești lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a pus la îndemână. Însă un om călăuzit de Duhul Domnului ca și Samson va lua falca înapoi, se va ruga din nou, va cânta din nou, va fi credincios din nou, va fi statornic din nou, va umbla cu Domnul din nou și va sta lângă sursa care îl binecuvintează și nu va murmura, cu o falcă vrei să mă ridici, dacă cu o falcă vrea să te ridice, binecuvântarea este o binecuvântare pe care n-ai putut să o visezi, mărit să fie Domnul. Meditează în această zi de sărbătoare la modelul Samson al Duhului Sfânt. Este un model care trebuie să-ți vorbească ție, care mi-a vorbit mie, care trebuie să vorbească poporul lui Dumnezeu, pentru că de aceea este scris în paginile Sfintelor Scripturi. Și rugăciunea mea în această zi de sărbătoare este ca Domnul să ne înțelepțească și Duhul Sfânt să fie în viața noastră o realitate binecuvântată. Amin.